Pandemia a forțat România să se digitalizeze, iar un post în industria IT a devenit și mai râvnit ca înainte. Ca să se poată angaja ca informaticieni, foarte mulți tineri români au urmat anul acesta cursuri de calificare. Este văzut ca fiind unul dintre cele mai sigure, atractive și bine plătite domenii, așa că mulți români visează la o carieră de programator. Firmele de recrutare spun că în acest an numărul CV-urilor primite pentru joburile din IT a fost unul record. Un sfert dintre cei care au sperat să se angajeze în acest domeniu au lucrat înainte în restaurante, hoteluri sau turism. Cum industria ospitalității a fost puternic afectată de măsurile restrictive luate de autorități în lupta cu COVID-19, o bună parte dintre angajați au fost nevoiți să se reorienteze în carieră. Ultimele 4 luni de zile au reprezentat, din păcate, recordul absolut în ultimii 20 de ani din punct de vedere aplicări. Am avut în octombrie 1,4 milioane, în septembrie 1,3 milioane de aplicări, în august tot 1,2 milioane și în iulie la fel 1,2 milioane. Bianca a dat în primăvară contabilitatea pe programare și pentru că nu știa mare lucru s-a înscris la cursurile de IT. Loc de muncă și-a găsit imediat după absolvire. Erau foarte multe mărturii ale persoanelor care absolviseră în condițiile în care veneau din domenii complet netangențiale, cum ar fi chiar arhitectură, din litere, din jurnalism, bănci. Sunt niște costuri atunci când faci un curs de IT, dar în piața IT pot să confirm că se recuperează destul de repede. Era foarte plăcut, era pur și simplu atmosferă prietenoasă și făceam foarte multă practică. 6 ore pe săptămână, în 2 sesiuni, către 3 ore, dacă vrei testare, dacă vrei programare, care este ușa la care decizi tu să bați când intri în IT. Cei care vor să urmeze cursuri în domeniu trebuie să plătească aproximativ 360 de euro pe lună dacă sunt începători. Dacă optează pentru un curs la categoria avansați, vor scoate din buzunare până la 1600 de euro, iar perioada de studiu va fi de 5 luni. Nu toți cei care își doresc să urmeze aceste cursuri sunt și admiși. Trebuie să treacă de 2 teste, unul de logică și unul de limba engleză. Orice curs te poate ajuta. Într-adevăr, e mult mai ușor să-ți explice cineva decât să stai tu să cauți toate informațiile pe internet, le ai pe toate grămadă, dar e foarte multă informație și risc să renunți crezând că e prea greu. Un studiu realizat recent arată însă că 74% dintre absolvenții unor cursuri de IT nu ajung să se angajeze în acest domeniu, iar principalul motiv este că nu se simt îndeajuns de pregătiți din punct de vedere tehnic. Potrivit datelor oficiale, România are un deficit de 15.400 de specialiști IT. Salariul de început al unui programator variază între 2.500 și 3.600 de lei.